început distribuirea alimentelor de la Uniunea Europeană. Peste 5.800 de giurgiuveni cu pensii mai mici de 400 de lei, dar și șomeri înregistrați, au fost programați în ordine alfabetică pentru a intra în posesia produselor aflate la sediul Direcției de Asistență Socială. Numărul celor care primesc aceste ajutoare a scăzut față de anul trecut, dar a crescut în schimb numărul alimentelor de care beneficiază. Astfel, fiecare persoană primește 13 kg de făină, 4 de mălai, 6 kg de orez, 3 de zahăr, 800 de grame de paste făinoase, 500 de grame de biscuiți, 6 litri de ulei, 1 kg de fasole, o cutie de bulion, 2 de mazăre și una de roșii în bulion. Oamenii spun că veniturile pe care le au nu le permit să-și cumpere cantități mari din alimentele de bază, așa că aceste ajutoare sunt binevenite. Sunt cum să nu fie. Pă, seceta asta acum, pensiile mici, sunt necesare, oricum. Vă ajută aceste produse pe care le-ați ales? Bineînțeles, cum să nu ne ajute la pensiile care le avem și la sănătatea care o avem zdruncinată. Aveți mai puțin de 4 milioane pensii? Da. Primiți mai multe produse decât anul trecut ați fost? Să vedem. Era bine să ne le dea pe toate odată, și că uleiul nu e venit. Trebuie să mai venim încă o dată. Și bătrân și neputincioși. Conform programului întocmit de Direcția de Asistență Socială, distribuirea alimentelor se va face până în data de 14 ianuarie 2013, iar în cazul în care beneficiarii nu-și vor ridica produsele conform programării, acestea vor fi distribuite pentru toate literele începând cu 15 ianuarie.